Hei, 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 bună dimineața, salutare dragii mei și bine v-am regăsit la mesajele zilei. Poftă bună la viață, poftă bună la cafeluță și la tot ce este mai frumos. Iată, mi-am propus de ieri, dar am uitat, dar uite că nu e niciodată prea târziu. Să vă invit pe cei care încă nu ați reușit dintr-un motiv sau altul să vă abonați la canalul meu de YouTube. Găsiți detaliile, știți foarte bine unde. Să vă abonați, să nu vă costă absolut nimic, apăsați acolo clonțopelul ca să vedeți când am să vin cu noutăți pe canal. Dați cu share-ul, dați cu like-ul, dați cu comentul, nu de alta, dar pentru voi este gratuit, pentru mine, pentru canalul meu contează foarte mult și vă mulțumesc anticipat. Și să trecem la treabă, să vedem care e titlul acestei emisiuni, Cheer Up, iar pe veselie să fie Live in the Moment, trăiește în momentul prezent, înveselește-te. Mama, mama, se pare că a picat lumea în depresie și spiritul nu mai știe cum să spună, cum să facă, să ieșim de acolo și să schimbăm vibrația, să ne conectăm și să... nu conectăm, nu, asta era cuvântul. Focusăm. Da, da, să ne focusăm, asta era. Pe lucruri pozitive, pentru a ne putea schimba semnătura energetică. Trinitatea o avem aici, suport și inspirație din partea spiritului. El ne ajută, el ne susține, dar trebuie să facem și noi niște treburi și casa 8-a, casa transformării. Iată-te, suntem susținuți în acest proces de transformare, dar trebuie să facem lucrurile conștient, trebuie să alegem conștient în fiecare zi să nu mai răspundem așa cum am răspuns până acum anumitor stimul din exterior. Asta face toată diferența. Bun, hai să vedem ce mai avem noi aici, Divine Timing, iată-te, timpul divin, trust, ai încredere. Ai încredere că tot ceea ce îți dorești ajunge până la urmă la tine, că n-are cum să ajungă la altcineva, da? Dar trebuie să înțelegi cum funcționează tot universul, cum funcționează toate mecanismele astea energetice și tu l-ai, Doamne, că nu e greu deloc. Și eu tot zic aici, da? Și încerc să explic și fac și drag, da? Na. Cine are urechi de auzit să audă și urechi de văzut să vadă, da, trebuie să se iasă din această atitudine de victimă, această atitudine de a nu avea, de, dacă te vei concentra pe ceea ce nu ai, vei experimenta aceeași stare de a nu avea. Acolo unde tu îți pui atenția, acolo este ca o rază laser, da, unde tu îți pui energia, chestia aia crește, da, devină conștient de treaba asta, da, 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 crește, uite, growth, creșterea, vedem summer, fii foarte atent unde îți pui tu energia și vedem pământul, sau mă rog, energia de pământ, taur, fecioară sau capricorn. Ok, la fel de bine, da, poate să fie o oportunitate pentru unii dintre voi și iată-te și confirmarea prin cartea mesajelor, mesaje, călătorie, comunicare legate de bani. Avem un as de monede la urma urmii acolo. Nu îți fie teamă, nu învălui această oportunitate, această propunere în dubii, pentru că nu va crește fructul pe care tu îl dorești. Poate vorbim despre un parteneriat cu cineva, dar există niște dubii acolo, niște energii care pot stopa sau îngreuna acest proces. Hai să vedem mesajul din partea Doamnei Lună, poftim! Luna nouă în Capricorn, ceva nou legat de job, de carieră, de bunuri materiale, vrea să înceapă. Dar atitudinea ta este cea care contează, atitudinea ta este cea care te va duce la reușită sau la eșec. Bun, aici îți spune your hard work is paying off, da, munca ta va fi răsplătită. Indiferent care este munca ta, indiferent unde îți pui energia, aia va crește, da? Să ne înțelegem că universul nu este părtinitor. Nu-i pasă lui unde pui tu energia. Uite, șaptele de săbi. Și aici vorbim despre gânduri care nu sunt tocmai ok, da? Putem vorbi despre teama ta de a fi trădat într-un parteneriat. Nu ai încredere, dar nu ai încredere, bine, poate că ai pățit niște treburi, să ne înțelegem, dar asta nu înseamnă că toate lucrurile trebuie să fie la fel. Choose wisely, alege înțelept de data aceasta, nu mai acționa din teamă, nu mai acționa din frică, nu mai proiecta, omule, fricile tale asupra treburilor și oportunităților care vin în viața ta. The Tower, iată-te, cartea turnului. Din nou apare ceva neașteptat, săptămâna asta e pe treburi neașteptate, care îți creează conflicte mentale, interesant. Hai să vedem și lămuririle, ca aia problema aici,
Caca, aia problema. Oh my God. Ok, mai vine un mesaj din partea spiritului și spune în felul următor: dacă ceva s-a dărâmat brusc sau urmează să se dărâme brusc, înțelege că este pentru binele tău și pentru eliberarea ta. Hai să vedem care-i treaba acolo. The Nine of Pentacles, 9 de monede. Nu știu, poate este teama ta de ieși. Poate fi și o zonă de confort cu 9 de monede sau teama ta de a nu fi înșelat când vine vorba despre bănuți. Unii dintre voi aveți impresia că cineva vrea să intre în viața voastră cu bocanci acolo. Tu spui: sunt bine, mersi, ce, Doamne, iartă-mă că auzi tu aici. Of, Doamne, Doamne, întorci spatele. De ce? Uite, teamă, frică, neîncredere, teama de a fi înșelat, așa cum am spus. Lucrează cu tine și vedem strength, forța, forța de a alege de data aceasta dintr-un punct de încredere măcar, de speranță, nici nu știu cum să zic, da? Trebuie să găsești forța și puterea aceasta în interiorul tău, că nu este nicăieri în altă parte. The judgment, judecata, ok, fie că vorbim despre curajul de a lua o hotărâre și de a merge într-o direcție nouă, fie în unele cazuri poate să fie cineva din trecut care, nu știu, o fi făcut niște nefăcute acolo și acum ar vrea să ia legătura cu tine. Ei, în cazul acesta, vezi, ascultă-ți intuiția și poftim confirmarea, thank you spirit, da, marea preoteasă. Ascultă-ți intuiția, dacă este o energie din trecut care au făcut niște treburi, păi tu l-ai, Doamne, ți-ai învățat lecția sau nu ți-ai învățat lecția? Ce ai învățat tu de acolo? Vrei să te mai bălăcărești o leacă? Că tu te și bălăcărește-te, că ți-am spus, universului nu-i pasă ce faci tu acolo, că tu suporți consecințele la urma urmii. Dacă ai învățat ce ai învățat, ia lecțiile și dacă este o energie nouă care vine către tine, nu arunca gunoiul din trecut pe ăsta, că ăsta n-are, sau asta nu are nicio vină, da? Deci alege înțelept și ia că te mai vrea încă o carte și să vedem de ce. Treiul de cupe, nu știu dacă ați fost înșelat sau nu în trecutul vostru și vine cavalerul de cupe, da, categoric apare. Fie, repet, cineva din trecut, fie cineva nou și vedem justiția aici care stă, le cântărește, le treci prin intuiția ta, le treci și prin filtrul rațiunii tale. Trece-le prin ce trebuie să le treci, da, mesaje, poate să fie și cineva în balanță cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în balanță. Șasele de cupe de la rădăcina pachetului ne spune că fie, da, această, dacă se întoarce cineva, se întoarce pentru că nu se poate gândi decât la momentele frumoase petrecute împreună, da, sau dacă este o energie nouă, ne spune că este un suflet pereche, dar vedem aici trauma de respingere și de abandon. Ce mai vedem? Cartea stelei, care vorbește fie de destin, fie de vindecarea, iacătă, cu treiul de săbii a unor răni interioare. Okidoki. Hai să vedem. Pentru fiecare va fi așa cum este, că la urma urmei știți foarte bine, este o citire generală. The Lovers, cartea îndrăgostiților, iacătă. Ietiti, cum apare iubirea, ei, să vină iubirea și ia uite și deciziile cu doiul acesta de bâte și proiecțiile, ce am spus, nu mai proiecta, dacă este o persoană nouă, nu proiecta nebunile din trecut, mizeriile din trecut asupra acestei persoane, da? Am mai discutat eu treaba asta cu proiecțiile, nu avem timp să o discutăm acum și iată regenerarea, regenerarea, oh my God, renașterea, dar a fost fie și regenerare, nu tot aia, zecele de săbii, ceva care fie s-a încheiat brusc, vrea să revină, da? Fie îți spune de-ți voie să renaști din această energie de teamă, de frică, să schimbe acolo vibrația pentru a avea un alt rezultat. Cu optul de cupe vedem că fie te-ai îndepărtat de această energie care vine, ai lăsat-o în spate, fie e nevoie să te îndepărtezi de o chestie toxică pe care ai experimentat-o și să-ți dai voie să regăsești pacea și liniștea în interiorul tău. Hai să vedem și amorul ghebos ce ne spune pentru astăzi, ce zice... Zice passion, zice pasiune, dă-i voie inimii tale să se deschidă către pasiune și către iubăreală. Okidoki, ia să vedem engagement, logodna, nu? Dacă are legătură cu citirea de ieri, s-ar putea să fie o persoană nouă și tu să vii cu tot alaiul de maimuțe, mai rău ca la nuntă. Da, past life relationship.
cu această persoană ați mai fost și în altă viață și foarte curând se manifestă toată povestea asta. Dacă tu îți dai voie să te vindeci, dacă tu întorci total spatele trecutului și în cazul în care vine cineva către tine care o făcut nefăcuta, să-i spui, știi ce, pa la revedere, pe aici nu se trece. Hai să vedem și un sfat de aici. Între timp pregătiți, hopa două, între timp pregătiți întrebările. Confidence, încrederea în tine, este ceva ce se practică, da, sau la care se muncește în fiecare zi. Și mai avem your potential is endless. Iacătă tronurile, potențialul tău este infinit, dar tu trebuie să găsești forța și puterea în interiorul tău. Și să vedem și care sunt răspunsurile pentru întrebarea sau întrebările voastre de astăzi, dragii mei. Răspunsul cu numărul 1. Ia să vedem ce zice. Peaceful resolution. Fă pace cu trecutul, fă acolo o încheiere plină de iubire, acceptare și du-te tu mai departe. Ok, ok, hai să vedem răspunsul. Numărul 2 este if you believe. Normal, dacă tu crezi, tot ceea ce tu crezi devine realitate, absolut tot, și de rău și de bine. Dacă tu crezi, se va manifesta. Și răspunsul numărul 3 este no, din nou, din nou, nou, nu, nu, nu. Dragii mei, acestea sunt mesajele pentru astăzi. Have a glorious day. Ciao, ciao.